Dacă este mini-vacanță, atunci relaxare să fie. Aceasta a fost deviza celor care au ales să plece la munte în zilele libere oferite de guvern. Prea puțin s-au aventurat pe litoralul românesc din cauza vremii instabile. Lumea merge la relaxare, dar trebuie să aibă și ceva piscine. Și cum acvaparcul are piscine cu apă termală, atunci au ales această zonă. Și Băile Herculane au fost din nou foarte solicitate, pentru că există câteva hoteluri acolo care au mers pe dezvoltarea centrelor spa și turiștii din ziua de astăzi au devenit foarte pretențioși, în sensul că îi caută foarte mult hoteluri care au centre spa. Vor să relaxeze, să înoate în piscină, să intre într-un jacuzzi, saună, să facă un masaj. Printre destinațiile alese în topul preferințelor a stat stațiunea Călimănești Căciulata, care a venit cu prețuri mici pentru mini-vacanța de Rusalii. Un alt atu al zonei este aquaparcul, care pune la dispoziția turiștilor o serie de piscine acoperite și exterioare. Cei care au avut un buget mai mare pentru aceste zile au ales Valea Prahovei sau Brașovul. La Călimănești Căciulata au fost niște prețuri extraordinar de mici. În jur de 230 de persoane, 3 nopți de cazare cu mic dejun. Valea Prahovei, ca de obicei, e mult mai scumpă. Adică acolo deja vorbim de euro, undeva de 300-350 de euro pachetul. Aici au câștigat iar bulgarii, pentru că ei au venit cu prețurile sub noi. Pachet pe bulgar, pe hotel de 4 stele, la un inclusiv, a fost undeva la 150-130 de euro. Turiștii care totuși au fost atrași de litoral l-au ales în mare măsură pe cel al vecinilor bulgari. Acolo, spre deosebire de România, dacă vremea nu este prielnică, există centre spa și piscine la mai toate hotelurile, astfel că turiștii au alternative de petrecere a timpului.